acesta nu este videoul în care tu să râzi. Acesta nu este videoul în care tu să vii cu prietenii tăi și să vă distrați uitându-vă la un niște divertisment. Acesta este un semn că tu ai potențialul de a fi mai bun ca toți ceilalți, de a aplica toată informația pe care o consumi. Știu că te uiți la content de self improvement, știu că te uiți la Hamza, la Snico, la Andrew Tate, la Iman Gazi. Știu că te uiți la toți aceștia și că vrei să devii ca ei, vrei să ai viața lor. Însă adicțiile moderne sunt destul de puternice și este mai greu decât pare, însă vreau să știi că tu ai potențialul. Tu ai potențialul de a face asta. Chiar dacă ești blocat în școală, chiar dacă ești homeless, chiar dacă ești fără părinți, nu contează, tu ai potențialul de a face asta. Nu lăsa circumstanțele din lumea reală să-ți să oprească visele, să-ți oprească realizările tale. Vreau să știi că tu ai potențialul de a aplica toată, toată informația pe care o consumi, de a trece la treabă, de a-ți atinge scopurile, de a ajunge efectiv unde vrei, de a-ți construi viața pe care numai tu poți să o construiești împreună cu toți cei 5% care au mai rămas. Deoarece ceilalți n-au nicio șansă să facă asta. Ei toți sunt blocați dând scroll. Du-te și aplică toată informația pe care o aștept. Du-te, meditează, du-te, citește, du-te, învață. Informația deja e acolo, ce mai aștepți? Du-te și învață, du-te și citește. Informația e deja acolo pentru tine. Tu trebuie doar să ai potențialul de a face asta, trebuie doar să vrei să faci asta, să începi să te dezvolți odată să lași bullshit la o parte, să începi mancă modul tău care te va duce spre succes. Vrei acea transformare la corpul tău? Fă corpul tău prioritatea. Fă fitness-ul prioritatea și vei avea transformarea. Vrei o transformare la mentalitatea ta? Fă mentalitatea o prioritate, citește, uite te la podcastul despre asta, vezi cum funcționează creierul uman, cum să schimbi, cum să bagi gândiri în creierul tău, cum să scoți gândiri din creierul tău. Aplică tot ceea ce înveți, informații deja acolo pentru tine. S-ar putea să fi găsit canalul potrivit pentru asta. Subscribe la canalul meu deoarece voi posta content benefic pentru tine în fiecare zi. Și ultimul, dar nu cel din urmă, începătorul de astăzi este maestul de mâine. Știu că ai potențialul pace.